Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profo Online. Iată, ne aflăm la stupirea mănăstirea Tisa Silvestri. Voi de multe ori îmi spuneați, domn profesor, dar n-ați mai pus niciun filmuleț cu mănăstirea, cu stupina aceea frumoasă, cea de care spuneați cu atâta drag ajungeți acolo. Da, am ajuns din nou. Sunt într-o discuție pentru o chestiune care sigur vă va interesa și pe voi. Adică, dragilor, iată, concret, ca să nu întindem vorba, care este problema? Deci aici la mănăstire, harul și darul Dumnezeu lucrează din plin, iar familiile sunt, ca totdeauna, foarte, foarte frumoase, puternice. Sigur că biostupul vă oferă șanse imense pentru a lucra, dacă știm să-l folosim din plin, dacă știm toate facilitățile care ne oferă, în sensul că captăm varaua de timpuriu, prevenim roitul. Vă spuneam și altă dată în filmuleți, dacă cumva sunteți într-o situație dificilă și a intrat în frigul roitului, atunci, dragilor, trebuie să încercați pentru moment prevenirea sau întâmpinarea momentului acela de plecare a mărcii cu familie cu roitul, de fapt. Cum? Colectorul de polen care este pus, iată aici, colectorul de polen, măicuțe, văd că ați avut unul mai mic aici, n-ați avut unul mare. Deci, ce facem? Împingem, corect, așa, albina s-a agitat din negru și de aceea trage albina la negru. Așa, ia să dăm un pic de fum, măicuță. Sunt în stare să aduc la negru. Așa. Da, dragilor, eu nu folosesc mănuși și aici s-a agitat un pic albina. Iată, insist pe chestia asta. Dragilor, colectorul de polen, dacă suntem în situația dificilă, îl tragem încât să nu lăsăm spațiu între peretele stupului și așa. Acum, dacă îl împingem, și iată, mai puțin împingeți-l mai mult, ca să lăsăm fereastra necesară mai mult. Uitați-vă și simția ta. Uite, așa, mai puțin. Să existe spațiu ca o parte din albine se poate urca în stupă, familie. Mai precis, albina care a venit încărcată și cu polen și cu nectar, albina care a venit, trebuie să fie, să am spațiu încât pe perete să se strecoare și să plece. Pentru că nu poate să urce, nu poate să treacă prin găurile acelea, trece cu foarte multă greutate. Dragilor, ca să fiu înțeles și voi cei care sunteți la început și nu știți foarte bine acest lucru, haideți să fac asta cunoscut, să înțelegeți foarte bine cam cum stau lucrurile. Albina, ca să poată urca, e prevăzută cu niște striații care îi permite, nu? Să urce împingând cu piciorușile din spate, împingând și ieșind pe aici. Când aici este neted, nu are cum să mai intre. Deci nu poate ieși. Sau iese cu foarte multă greutate. Și ca să nu uzăm albina și nu nebunim, atunci noi lăsăm între perete și buza aceasta cam un centimetru să fie. Da? Deci, dragilor, iată, îl bag. Îl pun ca să vedem încă o dată pentru prietenii noștri. Așa, micuțe, uite așa. Așa, împingeți ușor, cu un pic de fum. Așa, mai mult. Este colectorul pentru cel de lateral. Mai mult, micuțe. Atât. O să vă faceți o măsură ca să știți exact cât împingeți. Exact acolo, să rămână un centimetru. Eu mă aplec și mă uit. Da, dar nu, acolo vedeți buza și nu se vede. Da? Uitați, simția ta, dacă faceți aici un semn, la poziția așa asta, dacă îi faceți un semn cu creionul și faceți la toate celelalte, cu
cu carioca, cu ceva, atunci nu trebuie să mai vă uitați, să vedeți cât, cum, și nici nu greșiți vreo clipă. Da? Deci, dragilor, sesizând faptul că în momentul de față albina debutează salcâmul, observăm, e gata să deschidă. Și atunci vom face următoarea mișcare. Ca să nu pierdem albina și să nu ne trezim că roiește, dacă ea am plecat pe chestia asta, roiește și ne, tocmai când avem nevoie de albină la cules, atunci nu o mai avem. Ia să vedem exact mătcuța. Am reușit-o, am descoperit-o undeva. Da? Așa. Aici jos. Așa. Mătcuța, ea a început să fie slăbită. Observați, dragilor, este slăbită, nu mai este hrănită. Și ouă mai puțin. Pentru că, ușor, ușor, a dat drumul la boci. Ia uitați. Vedeți? Botca asta de aici este cu larvă. Da? Observați. Este cu larvă. Ei, în clipa de față, am reușit să o prindem, am trecut-o din coace de grilă, da? Deci, dragilor, am trecut-o din coace de grilă. Ochiul Hahnemann, cele două ochiuri Hahnemann, pentru câteva zile le lăsăm deschise, pentru 3-4 zile le lăsăm deschise. De ce? Pentru ca albina din partea asta, mai ales doica, să alerge în familia, în nucleul de aici și să lucreze, să dea drumul la treabă și doar noi vom face următoarea chestiune. Matca, deci o avem aici, dragilor, o avem pe rama asta de aici. Am lăsat deschis cele două ochiuri, amândouă le-am lăsat deschise ca să-mi circule albina, să vină după feromonii mătcii, ca să-mi alerge și să-mi populeze aici familia. De asemenea, mai pun aici două rame. Am pus-o pe asta de aici, cum ați văzut, măicuță, și mai punem încă o ramă cu puiet gata de ecluzionare, pentru că în felul ăsta aduc doică. Da? Deci, mă interesează să fie puiet gata de ecluzionare. Iată, pe partea asta ecluzionat, pe partea cealaltă. Și punem și rama asta, aici. Deci, după cealaltă, corect, lângă aceea lipită, așa, micuță, deci lipită. Practic, pe prima ramă este matca, asta este o foaie, nu? De crescut, așa. Crescut, n-are nimic pe ea. Perfect, asta este cea care am adus-o cu puiet, deci cele două sunt cu puiet. Și mai punem încă două foi punem aici, ca să-i spunem, ai de lucru în felul ăsta. Ai trei foi, doar două rame care sunt... Nu, punem una acum, așa, e perfect, aici, lângă asta, astea, ca să alternăm, să nu se pun două foi una lângă alta, că o speriem. Că ce faci atâta treabă, îmi dai de lucru, cum se pot face eu atâta treabă? Așa. Deci, ce am rezolvat noi acum? Haideți să înțelegem așa. Înainte de cules, am salvat toată albina. I-am dat mărcii aici de lucru. Prin Hahnemann, albina va circula. Vine multă doică, vine că aici e de lucru. E treabă de făcut. Așa. Își va organiza culegătoarea pe rampa de zbor de aici, de la Buzunărel, dragilor, da? Pe rampa de zbor de la Buzunărel. Și noi, din clipa asta, cu Buzunărelul discutăm. Deci, din clipa asta, nu mai avem treabă deloc cu familia de bază. Noi vom ști exact când aici a ecluzionat matca, când s-a apucat de ouat, după cum îmi bagă sau nu îmi bagă polen. Asta este controlul. Ce am vrut să vă întreb? Întrebați-vă cu drag, răspund. Deci, dacă am făcut aici, cum ar zice, un nucleu. Da. Eu, la toamnă, când îi să împachetez,
să-l pregătesc pentru la iarnă. Eu am matcă și în familie, am matcă și în buzunar. Atunci cum procedez? Deci, dacă matca asta, să zicem, nu sunteți încântată de ea. Deci, după 4 zile, simția ta am spus că o să închizi ochiurile acelea, da? 4-5 zile, nu-i problemă, da? Și în momentul în care aici se va forma matca și familia asta va fi decules la tei, pe tot parcursul anului, dacă nu sunteți mulțumită de matca asta, cum, nu știu, ea are 2-3 ani, ea... E de anul trecut, e tânăr, matca e tânără. Am înțeles. În situația în care n-ați avea, ați avea niște motive de nu sunteți foarte încântată de matcă, ea este o matcă valoroasă, pentru că a făcut treaba asta, să o respectăm, nu? Deci dacă a făcut așa ceva, înseamnă că este o matcă valoroasă, cum spuneți. În momentul de față, am rezolvat repede, ne-am păstrat Albina și ne-am trezit aici cu o familie foarte puternică. Da? Aceasta de aici, din Buzunărel, o putem avea oricând pentru a înlocui o altă matcă undeva, nu ne place, tot cu nucleul acesta. S-a întâmplat, s-a lovit matca, s-a dus la împerecheat și nu s-a mai întors, măicuță. Da? Deci suntem într-o situație, de aceea rezerva asta de mărci va fi una foarte, foarte importantă. Sigur că în clipa în care acest procedeu este bine cunoscut, ce facem noi? Nu lăsăm să ne roiască înainte de cules. Aici e foarte importantă chestiunea. Iar acum, dragilor, vreau să vă spun și un lucru. Trebuie să mărturisesc că o sursă de venit foarte, foarte bună este și asta a vinderii roilor. Maicile îmi spuneau adineauri că o problemă foarte complicată este asta că n-au găsit, n-au mai avut clienți pentru vânzare. Măicuțele, uitați, de la filmulețul acesta, le spun tuturor, și pe Prof Online sunt vreo 15 milioane de accesări, dragilor, veți găsi o albină sănătoasă, valoroasă și dacă vreți, chiar acum, maicile au încă familii de vânzare. Suntem în debutul salcâmului, și nu să, cu o familie de 7, 8, 10 rame, 12 rame, 12 rame, da? Pe o familie de 12 rame, înainte de cules, cu 7 rame de puiet, 7-8 rame de puiet, păi este un aur curat. Deci ele sunt dispuse să vândă din clipa asta, dacă sunteți cei interesați. Eu vă invit, dragilor, vă invit. Vizionând filmulețul acesta, vă invit să ajungeți, să vă constatați cu... De fapt, ce să... Vedeți filmul și atât ce stupină frumoasă au. Este toată cu caturile puse și așteaptă momentul acesta de debut al salcâmului. Am convingerea că veți face o treabă foarte bună, pentru că familiile sunt foarte dezvoltate. Acum, ce facem? Practic, avem încă o sursă de venit. Deci apicultori, dragilor, tuturor celor care, mă rog, cu care am stat de vorbă de-a lungul timpului, am vrea să muncim cât mai puțin, să avem un randament cât mai bun și să avem venituri pe măsura efortului nostru. De aceea ne ocupăm de chestia asta. Deci în afară de polen, iată, nu? Recoltăm polenul de câteva săptămâni bune, bănesc. De aproape o lună și ceva. Da. Ei bine, polen, propolis, faceți, știu, tot felul de combinații, sfințirile voastre aici, apilarnil și toate aceste produse. Problema pe care nu aveați bine pus la punct a fost aceasta, cum păstrăm, asta a fost întrebarea, cum păstrăm familiile să nu ne roiască, cum le ținem din mână. Și acum am răspuns la această întrebare. Și iată acum, dragilor, ce fac eu cu familia asta de aici? Păi cu familia asta de aici, care ați văzut, dăduse drumul la boci, își va face o matcă, iar eu mă voi, de acum, din clipa asta, până când nu mai stau de vorbă, la extracție, mă voi lua caturile. Până atunci, nu am treabă cu ea. Și voi ști foarte bine că mi-a început să
a început să a început să o matca, tânăra matcă, abia în momentul în care voi vedea că a început să-mi bage polen. Da? Deci o perioadă de timp, măicuțe, vreau să spun, da, vreau să spun că o perioadă de timp ea va stagna cu colectarea polenului. De ce? Va fi acum frământată doar pentru nectar. Polenul va începe din nou să care polen în clipa în care, repet, va avea nevoie. Ei, dar sarcina pentru momentul de creșterea puietului scade. Deci nu mai are așa o mare obligație. Deci în clipa de față, ce pot să spun este că familia aceasta se va concentra foarte tare pe cules. Sunt convins sunt că producția va crește cu cel puțin 30%. Dragilor, nu vorbesc lucruri așa fără acoperire. Și apicultorii profesioniști știu despre ce este vorba. Că în clipa în care a început culesul și dacă sarcina pentru creșterea puietului scade, atunci lucrurile merg foarte, foarte bine. De asemenea, de ce sunt convins de calitatea măcii de aici, care va apare? Sunt convins pentru că doar una, două boci sunt încheiate sau sunt în creștere cele mai multe și tot lăptișorul de matcă va fi concentrat pe acestea. Nu urmează serii de boci cum se întâmplă când își propune să... Este, dacă vreți, o formă de împingere spre ceea ce înseamnă, hai să-i spun așa, schimbul liniștit. Nu este salvare, că salvarea ar fi fost să nu am nicio botcă apărută și nimic. Da? Deci, ne vom duce spre ceea ce înseamnă obținerea unei măci foarte...